Pentru cele mai ieftine coins, intrați pe noul site mmorog.com Aveți aici coins pentru toate jocurile posibile, linkul în descriere și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la un episod din... Uh, player Career, nu? La FIFA 16. Uh, Ei bine, avem meci cu Leeds, o să jucăm 3 meciuri în acest episod, acestea 3 terminăm luna aceasta, luna octombrie Data viitoare o să jucăm în noiembrie, poate o să ne ia și la națională, de ce nu, avem Amicale cu Slovenia, dacă nu mă șer sunt ăștia Și Portugalia lui Ronaldo, ar fi fain să jucăm împotriva lui Cristiano Ronaldo uh, Hai să vedem, avem meciul cu Leeds uh, O echipă de tradiție, o echipă, o echipă faină, dar a fost odată faină, acum... Mm. Sunke foarte bine acolo respinge. Bun. Cu echipier de al nostru deviez bine și am câștigat 25 de dueluri uh, aeriene. De header În total. Foarte bună pasă. Hai să pasăm și noi către ăla. Iată că e și bine faza. O centrare. Dacă ieșea și centrarea era foarte bine, dar... Măcar a mers binișor faza asta. Davis, cer Am primit o pasă bună. Ok, putem trece aici. Ok, un fake shot, un fake shot, intrăm în care o bine acolo, pasă la ăla, șutul și o ocazie uriașă, dar ratează cu echipierul meu pentru că nu e în stare să bage o minge în poartă din fața porții. Singur cu portarul, bă, incredibilă ratare. O să pasez mult mai bine. Ajunge grei acolo, fantastic jucătorul ăsta. O centrare acolo în care... Eu! O ocazie mare încă o dată. din păcate n-a ieșit uh, cu gol. Asta este. Măcar faza a fost bună. Grounds, bună pasa Grounds, dar puțin cam puternică. grei acolo. O, oh, ce pas a pus Grey, fantastic jucătorul ăsta. Un, pot să șutez, nu pot, pentru că s deposedat ușor. Am greșit aici, am jucat slab faza asta. Da, 0 la 0, meci destul de greu. N-am primit pase jucătorii de la mine din echipa au jucat groaznic. N-am putut să șutez deloc în acest meci. Am avut însă 100% procentajul la pase, am dat și un key pass. Am luat nota 6, o notă bună pentru un asemenea meci boring, fără multe faze. Um, omul meciului a fost Uton de la ei, 7.7. Nota e bună, 6, nu e rea. Sub 6 e rea. Dar dacă e 6 sau mai mult, e destul de ok. Uh, ei bine, un prim meci care s-a dovedit a fi slăbuț pentru noi. Toată echipa a jucat slab, nu numai eu. Și de aceea n-am primit nici pase bune. O să dau din nou aceleași atribuții aici la antrenamente. simulă, Bineînțeles și... Cresc în ceva... Absolut nimic. Am luat D, D, C, D, D. Du-te în pula mea. De joc. Oricum dacă l-aș fi jucat eu ar fi fost F, F, D, F, F. <laughs> nu mă pricep la skill, dar da nici nu le joc în caz că vă întrebați. Ok, meci cu Rotterdam, fosta noastră echipă de suflet, sunt uh, titular. Încă o dată în atac, bineînțeles, a trecut o săptămână, am avut timp să mă odihnesc. 100% sunt uh, pregătit să-și fac un meci bun în uh, fața fostei echipe cu care am avut carier mod în FIFA 13. Printre cele mai bune cariere ale mele, părerea mea. Nu știu, mi-a plăcut, a fost... E cariera mea de suflet! Oh, am dat direct în vinclu! Serios. Cer acolo balonul. Shootul gol! Am dat din VOLE aparent și long shot iată, au locit celebrarea celebrare asta, bă. Ok. MERCI uh, am dat gol aici. Foarte frumos golul. Pasă superbă. Shootul la fel. Wow, din afară cu un finesse shot. Mingea nu căzuse. Am dat gol din vole, bă, cu finesse shot din afara careului. Dați și voi de asta, <laughs> uh, da, 1 la 0. Și ne dăm deja pe defensiv. Vă dați seama ce reputație are echipa asta. Ok, primesc din nou o pasă frumoasă, fake shot. Shootul din nou cu fines. Ah, god damn it. Aproape, aproape, aproape de gol. Trei, bun. Merge bine combinația. Foul, faul, 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 Sujo. <laughs> Primim fault aici, dar nu bat eu din păcate. Dar cer pasă. Oh, dar ăla, nu știu ce a vrut să fac acolo mai exact. Uuu, i-a dat cu piciorul în cap, mă. mi așa mi s-a părut, i-a dat la cu piciorul în cap. Este corner, iată, minutul 90 pentru Rotterdam. Portarul lor este în careul nostru, Frecklington Trimite peste și câștigăm. Gol înscris de Quick, bineînțeles. Un gol foarte frumos, vole. Din afara careului 7.3 este nota cu care am terminat Al 10-lea meci, bă Este al 10-lea meci pe care l-am jucat în carieră 33% la șuturi, 91% la pase. Uh, am făcut un fault. <laughs> am uh, făcut un tackling uh, prost, nici nu bun. Și am pierdut poziția de 8 ori. Am câștigat o dată și am ieșit de 4 ori din poziție. Am mai avut și o ratare. Care ratare? A, ah, ai, atunci, da, da. Aici. Oh, a fost o ratare mare. Dar puteam să fac 2-0 acolo și să stăm liniștiți până la final. Omul meciului. Cine altul, mă? Cine altul? Ok, am ieșit din nou meciului pentru a treia oară sau a patra oră, dacă nu mă înșel, în carieră. O carieră care se anunța fi răsunătoare. Jucăm destul de bine. Nu suntem foarte constanți, dar e destul de ok. Ok, din nou astea. O, oh, creștem la destul de multe statusuri. Hai să vedem aici la pase. Vreau să dau altceva la pase. Ceva la care să cresc? N-am? Nu am. Uh la True Balls aș vrea, dar, dar, o să bag din nou El Rondo. La Short Pass și Vision. N-am nevoie de viziune acolo. O să rămânem la Basic Free Kicks, probabil. Pentru că îmi dă Long Shot, dar aș băga și niște penaltiuri. Dar nu merge să dau. Mă rog. Assisted Free kick. Atunci băgăm Basic Free Kick, că n -avem, n avem ce facem. Dar, dar assisted free kick, ce ți dă? Okay, hard. Îți dă același lucru, mai crești mai repede. Ai de pula mea, idiot. deci ce bine. ether și Volis, nu cred că o să mai bag la asta la... Stai, o să bag altceva. Nu, defending. Cine dracu vrea defending pe asta? Dar doar asta merge. Deci, nu avem ce să facem. A sharp shooting, beat your men, Mă, în bine. Ok, avem shot power bun, avem finishing bun Stamina, agilitate Mai trebuie niște dribbling acolo să cresc La volleys, să mai cresc La poziționare, de ce nu Și poate au niște, niște note mari ha? Am crescut la dribbling Ball control și long shot și volleys Ok, ne apropiem ușor-ușor De 74 overall Ceea ce e foarte bine Avem un nou match acum Match uh, cu Brentford, nu știu pe ce loc sunt ăștia Trebuie să mă uit și la clasament să vedem Cum stăm pe acolo Aici sunt astea Oh, aici Așa. Suntem pe locul 8 Avem 24 de puncte, ne apropiem ușor, ușor De loc de playoff off Brentford pe locul 13 Ar trebui să fie destul de lejere Au 10 egaluri, zici că eu la Care era cu Stuttgart Da, Hai să începem meciul și să câștigăm, jucăm în deplasare. Foarte bine grei acolo. Recuperează Cucia, care probleme, iată. Bă, 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 ce dracu faci? Nu-i sănătos cucea, să îmi bag pula. Bieland, Bidwell. Incredibil de plictisitor meciul ăsta. Nu recuperează niciun jucător de la mine. Ăștia și nu atacă. Nu se întâmplă absolut nimic în acest meci. What the fuck? Cu excepul a fost preluarea aici, idiot? Da, sunt. Stai ce. Da, se termină prima repriză și cred că a fost cea mai plictisitoare din istorie. Meciul cu Leeds a fost Barcelona Sevilla pe lângă căcatul ăsta de meci. Deci nu se întâmplă absolut nimic. Jucătorii de la mine din echipă sunt absolut oribili la toate capitolele. N-am văzut în viața mea așa ceva. Care meciul ăsta n-au jucat Niciodată prost Deci nu recuperează pur și simplu A trebuit să vin eu din atac să le recuperez baloanele Davis acum se blochează de mine A, Toral pierde Vrea să treacă prin el la propriu Toral A, La dracu Obținem însă Repunere de la margine oh, Am fost schimbat, o să jucăm cu echipa până la final Poate o să pot înscrie așa de ce nu? Așa dacă-i controlez eu, e altceva? Și Toral! Bă! <laughs> Serios! O simplă centrare a fost nevoie ca să dau gol. Când am jucat eu cu toată echipa. Do Din nou, îmi scriu cu Donaldson. Iată, îmi fac concurență singur. singur. Al doilea gol, gol pe care îl dau cu Clayton Donaldson. Final de match! Victorie! Înscriu îmi îmi scriu după ce am fost schimbat. Imediat după ce am fost schimbat. Îmi scriu cu Donaldson. După o centrare bună a lui Toral. ne de bună. Am înscris, eu am luat 6.5 pentru acest meci, din nou 100% la pase. Procentajul meu de fiecare dată la pase este absolut fantastic. Însă n-am dat niciun șut. Cât timp a fost eu un teren, nu s-a jucat nimic. După aceea am avut eu noroc cu această centrare. Iată golul. Deci incredibil, o centrare frumoasă, îl a lăsat liber și gol. Easy peasy, lemon squeezy. Ok. Un singur șut am avut o meciul. Haide, pula mea. Și ceilalți la fel, numai că eu l-am dat pe poartă și a fost gol. Ei bine. Da, am jucat toate cele trei meciuri din acest episod. Să vedem ce așteptăm mai departe. O să fac din nou antrenament. Am crescut un punct în overall. Poate crește iată. E posibil dacă facem rezultate bune la antrenamente. Uh, beat your man. Nu pot să dau altceva aici. Să cresc la dribbling. La dribbling mă refer. Nu, o să, da, o să las tot beat your man. Asta mă ajută foarte mult. Îmi dă de toate, tot ce am nevoie. O să le las pe același. Da, am crescut 74 overall, deși am luat F la 3 din astea. Totuși am crescut. Am luat note mari, mă rog, mari, decente la cele care contează. Și astfel am crescut în overall 75, uh, 74, pardon, În acest moment, nu știu dacă o să fiu ales pentru național, ar trebui să fiu, am overe destul de ok pentru națională. Dar încă nu știu dacă sunt ales. Ei bine, data viitoare, Wolverhampton. Da, nu mai ales. Doar coterile este luat la națională. Naționala țara, țării galilor. da. Din păcate nu pot să joc versus Ronaldo. Asta este. De aici să că data viitoare avem meciuri tot în campionat. Nu știu câte o să avem. Vedem. Avem meci cu QPR. Asta e clar și cu Wolverhampton. Și poate mai avem încă unul. QPR pe locul 2 și Wolverhampton pe locul 8. O să fie niște meciuri grele. Eu sunt pe locul 7. 27 de puncte la 2 puncte distanță de Sheffield, ultima echipă care prinde loc de playoff. Uh, și da, cam asta a fost și cu acest episod. ne-am ne -am descurcat destul de ok, am dat și un gol frumos. Eu am fost quick. au les.